Ministrul Educației Sorin Câmpeanu a anunțat faptul că a semnat un ordin care va permite înscrierea în învățământul românesc a tuturor copiilor și tinerilor refugiați din Ucraina care doresc acest lucru. Reglementările naționale și internaționale prevăd că pentru refugiați va fi acordată cea mai favorabilă formă a accesului la educație. Copiii de ciclul primar au aceleași drepturi ca cetățenii români, iar pentru celelalte forme de învățământ se oferă cea mai bună soluție. Tura e binevenită oriunde. În orice caz, un tânăr trebuie ajutat, fie că e român, fie că e străin, fie oricine ar fi. Mi se pare o măsură bună, pentru că toți copiii din lume au dreptul la învățătură. Și în felul ăsta învață și ei o limbă de la care probabil au pornit strămoșii lor. Pentru că majoritatea ucrainienilor sunt de origine moldovenească, cel puțin pe partea stângă a Nistrului. Acum, eu știu, istoria e ca o roată, se învârte. Până la urmă, totul se întoarce la matcă. Prin derogare pentru cetățenii ucraineni și pentru refugiații din Ucraina, ordinul prevede că se pot înscrie în orice moment, a transmis ministrul. Acesta a precizat că, având în vedere că sunt multe situații ale unor tineri care doresc să se înscrie în învățământul universitar, dar nu au documente justificative, universitățile îi pot înscrie pe baza unei evaluări a cunoștințelor și echivalarea acestora cu condiția ca diplomele obținute în Ucraina să fie aduse până la finalizarea studiilor. Da, știu că și m-am și gândit că dacă vin și la noi în Severin, aș lua și o familie, două, că am casă foarte mare aici lângă bazin și sunt singură și aș fi dispusă să stau cu o familie, două de refugiați. Asta i-ați ajutat. Da, bineînțeles, săraci oameni și cu copiii mici. Pentru cetățenii ucraineni, în anii 2021-2022, 2022-2023, finanțarea va fi de la bugetul de stat, dar nu și pentru refugiații de alte naționalități. Cei mai mulți copii din Ucraina sunt minori, circa 18.000, potrivit ultimelor date oficiale.